Impact nimicitor în capitală. Un motociclist care plecase de la semafor a lovit mortal pe un polițist local și pe câinele său. Un șofer din Olt care a dat cu mașina peste 5 pacienți și l-a ucis pe unul dintre ei a fugit din țară. Analizele care arătau că era băut și drogat nu au fost gata din cauza vacanței de sărbători. Un val de frig crunt care a dus în țările nordice minus 41,6 grade ajunge și la noi. Experții în aviație vorbesc despre un miracol la Haneda, aeroportul din Japonia, unde s-au ciocnit două avioane și 379 de oameni au fost salvați. Și două explozii produse în Iran la mormântul fostului comandant al Gardienilor Revoluției au ucis 103 oameni și au rănit peste 170. Oana Andoni vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri. Un polițist local din București și cățelul său au fost uciși de un motociclist care i-a lovit în timp ce traversau șoseaua. Motociclistul tocmai plecase în mare viteză de la un semafor unde așteptase alături de mai mulți prieteni și ei pe motociclete. Camera montată pe casca unuia dintre ei a surprins secundele premergătoare tragediei, iar momentul impactului a fost filmat de o cameră de monitorizare a traficului. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Motocicleta condusă de un tânăr de 25 de ani a intrat cu o viteză nimicitoare în bărbatul de 56 de ani care traversa calea 13 septembrie alături de câinele său. Bărbatul nu era pe trecerea de pietoni, iar în urma impactului a fost aruncat la 10 de metri. Rămasă fără control, motocicleta a lovit și o mașină parcată, apoi s-a oprit la câteva sute de metri distanță. Camera montată pe casca altui motociclist a filmat cum cel care a provocat accidentul a plecat în viteză de la semafor, turând continuu motorul și lăsându-și mult în urmă prietenii pe motoare. 15 secunde mai târziu l-a lovit pe polițistul local, iar prietenii săi au oprit ca să vadă ce s-a întâmplat. Stăpânul a zburat, motocicleta la fel, el s-a julit puțin pe ăsta pe coș și și-a rupt un deget sau ceva. Și a fugit repede spre victimă să vadă dacă este ok. Doar am auzit o bubuitură și am ieșit să văd ce s-a întâmplat. Am ieșit și am văzut cățelul acolo lângă mașină și omul era mai încolo puțin. Bărbatul a fost resuscitat aproape o oră, dar rănile erau prea grave ca să poată fi salvat. Victima a fost găsită în stare gravă, s-a procedat la efectuarea manevrelor de resuscitare, însă, din nefericire, persoana a fost declarată decedată. Persoana era însoțită de un animal de companie care, de asemenea, a decedat. După accident, motociclistul a fost testat pentru alcool și pentru droguri, dar rezultatul preliminar a ieșit negativ în ambele cazuri. El a fost transportat la Spitalul Universitar din București și a rămas internat la secția de chirurgie plastică. Faptul că purta echipament de protecție în momentul impactului i-a salvat viața. Victima lucra la ordine publică, în cadrul primăriei capitalei. Avea 25 de ani vechime și urma să iasă la pensie. A apucat să treacă cățelul și la jumatea străzii doar am văzut ca o săgeată care i-a spulberat cățelul, dacă vreți să mă credeți, jumate din el mai era. Ei reușiseră să încetinească, dar băiatul în cauză ce a vrut să demonstreze, nu știu. Strada era goală, de-aia probabil cred că și tatăl meu a hotărât să treacă strada. Motociclistul care e în aceste imagini este un teribilist, îmi pare foarte rău pentru el. Deci practic a demarat în trombă de acolo, lucru care nu se face. Ca să nu mai spun că la 5 grade aceste cauciucuri devin cramponate, adică se durifică. Motocicleta lunecă așa ca niște patine. Ca motociclist eu condamn felul ăsta de reacții, să zbughești așa. Recent, președintele Klaus Iohannis a trimis la Curtea Constituțională legea care le permite șoferilor să obțină mai ușor dreptul de a conduce motociclete. Președintele le-a reproșat parlamentarilor că au modificat legea fără să respecte procedurile și au votat ca după un curs de 10 ore, șoferii cu permise de categoria B să poată conduce scutere sau motociclete cu o capacitate cilindrică sub 125 de centimetri cubi. Textul va fi analizat de judecătorii Curții Constituționale. Motoarele au de principiu plecare mult mai rapidă și atunci nu se apreciază deloc distanța. Să te uiți, ai văzut, îl vezi acolo la 50 de metri, spui gata, am timp să mă bag, nu e nicio problemă. Cumva intervine și partea asta de educație și de conduită preventivă a motociclistului, pentru că și el, noi ca motocicliști să avem tot timpul în cap și asta le spun tot timpul scenarii. În cazul accidentului, polițiștii brigăzii rutiere au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Șoferii sunt tot mai nervoși pe drumurile aglomerate din țară. Pe DN1, doi indivizi au crezut că nu le mai ajunge asfaltul și s-au luat la bătaie. Intrăm în detalii imediat.
Carnagiu în Iran. Sunt cel puțin 103 morți și peste 170 răniți după două explozii produse în apropierea mormântului generalului iranian Qasem Soleimani. O mulțime de oameni venise acolo pentru că s-au împlinit 4 ani de când fostul comandant al gardienilor Revoluției, armata islamistă iraniană, a fost ucis într-un atac american cu o dronă când era într-o vizită în Irakul vecin. Autoritățile de la Teheran au denunțat un atac terorist fără să atribuie cuiva responsabilitatea. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Pe rețelele de socializare au apărut imagini cu numeroase cadavre zăcând pe șosea. Exploziile s-au produs la interval de 15 minute, când sute de oameni se îndreptau în procesiune de comemorare spre mormântul generalului Soleimani, lângă o moschee din orașul Kerman, în sudul Iranului. Potrivit Semilunii Roșii iraniene, printre victime se numără și paramedici, care au intervenit după prima explozie și au fost surprinși de cea de-a doua. Dar mormântul generalului Soleimani a rămas neatins. I think we're inching closer and closer to a major regional escalation, which will not remain regional, unfortunately. If things get any worse, they could easily drag in the United States and others into this conflict. Qasem Soleimani, care a fost cel mai înalt comandant militar din Iran și cel mai influent lider după Ayatollahul Ali Khamenei, a fost asasinat într-un atac american cu dronă în timpul unei vizite în Irak în 2020. Președintele american de atunci, Donald Trump, care a ordonat eliminarea înaltului responsabil militar, l-a descris pe Soleimani drept teroristul numărul 1 oriunde în această lume. În calitate de comandant al gardienilor Revoluției, Soleimani se ocupa de operațiuni clandestine în străinătate, dar și de finanțarea și sprijinul unor grupări armate aliate, inclusiv Hezbollah și Hamas. Atacul american cu dronă din 2020, care i-a fost fatal, a provocat o criză diplomatică majoră între Washington și Teheran și a stârnit atacuri iraniene cu rachete ca represalii asupra unor baze militare americane din Irak. Miracolul din Japonia, unde 379 de oameni au fost salvați într-un avion în flăcări, are o explicație. Se cheamă profesionalism și disciplină, spun experții. Evacuarea de urgență a fost una de manual. Se conturează deja cauza accidentului, eroarea umană. Avionul gărzii de coastă de care s-a ciocnit aeronava cu pasageri nu avea ce să caute pe pistă pentru că nu primise aprobare de decolare. Avionul Airbus A350 al companiei Japan Airlines s-a transformat într-o biră de foc imediat după aterizare. Aeronava a fost direcționată pentru a ateriza pe pista 34 dreapta, una dintre cele 4 ale aeroportului Haneda, cel mai aglomerat al Japoniei. La scurt timp după ce s-a așezat pe pistă și a început manevrele de frânare, avionul a lovit aeronava mai mică a gărzii de coastă, care se pregătea să decoleze cu ajutoare spre zonele afectate de marele cutremur din prima zi a anului nou. După ce capitanul avionului comercial a reușit să frâneze complet, deși aeronava ardea, cei 379 de pasageri, printre care 8 copii, dar și cei 12 membri ai echipajului, au fost evacuați în doar 90 de secunde. Toți au părăsit avionul pe toboganele gonflabile din partea din față, doar pe acolo, pentru că ieșirile de urgență din partea de mijloc și din spate nu puteau fi folosite. O însoțitoare de bord de la compania Tarom ne explică în detaliu procedura în caz de urgență. Inițiem evacuarea. Evaluăm condițiile interioare și exterioare și deschidem ușa. Cu toboganul armat, utilizăm megafoanele ca să ne facem auziți cât mai bine. Această evacuare, considerată de mulți miraculoasă, pentru că doar 14 persoane au suferit răni minore, a fost posibilă pentru că pasagerii au urmat cu strictețe instrucțiunile însoțitorilor de bord. Iar ne arată cât de importante sunt procedurile și cât de important este ca pasagerii să le urmeze. Pentru că ceea ce s-a întâmplat ieri este un miracol datorat disciplinei. În primul rând, pasagerii au ieșit din avionul în flăcări fără să-și ia cu ei bagajele de mână. Orice pasager care se oprește, fie și pentru o secundă, să-și ia un lucru, nu știu, actele, geanta, telefonul, blochează culoarul de evacuare. Toți cei care urmează după el rămân blocați. O secundă face diferența dintre viață și moarte, categoric. Înseamnă să-ți pierzi viața. Tu, cel care nu, care vrei să-ți iei geaca sau haina sau poșeta, și o persoană nevinovată din spatele tău, care practic nu se mai poate evacua în timp. Avionul Airbus A350 este unul dintre cele mai mari și performante în prezent, fiind construit din materiale speciale, care îngreunează arderea.
Aeronava companiei Japan Airlines era configurată în trei clase, First, Business și Economy, ceea ce înseamnă că majoritatea pasagerilor aflați în partea din spate au fost nevoiți să parcurgă aproape 50 de metri până în față pentru evacuare. În condiții de stres maxim, fum și vizibilitate redusă. The damage on the left-hand engine, it looks like it's clearly impacted something, and that presumably has then ruptured a few lines. We can see a very large fireball at that point. A wing has been damaged. There may be fuel pouring off the aircraft, and that pouring fuel actually makes life particularly difficult. Anchetatorii încearcă să stabilească de ce ambele aparate de zbor se aflau pe aceeași pistă simultan. It looks as though they were asked to stop short of the runway at a holding point, and that did not happen for some reason. The chances are that it may have happened very quickly, the whole incident, and the controller didn't spot that the aircraft was on the runway. This could be because it was at night, so it's harder to see visually. În plus, aeroportul Haneda este cel mai aglomerat din Japonia, cu peste 700 de mișcări de aeronave zilnic. În astfel de condiții, eroarea umană poate apărea oricând. Oficialii aeroportului spun că aeronava gărzii de coastă nu primise aprobare pentru decolare. În plus, nu era echipată cu transpondere moderne, acele dispozitive care transmit în timp real informații despre poziția unui aparat de zbor. Despre importanța măsurilor de siguranță la bordul avioanelor ne vorbește Cosmin Stan, aflat la simulatorul Școlii Superioare de Aviație Civilă. Bună seara, Cosmin! Bună seara! Respectarea măsurilor de siguranță este vitală, așa cum am văzut în povestea de ieri. Suntem acum în această aeronavă și am recreat condițiile din evenimentul de ieri și haideți să vedem ce ar trebui să facem. Și asta trebuie să știe toți cei care călătoresc cu avionul. Iată, focul a izbucnit deja afară și în momentul acesta s-a ordonat evacuarea și ar trebui, în primul și în primul rând, să respectăm întotdeauna ce spun însoțitorii de zbor. Ei de aia se află în primul rând aici pentru a ajuta pasagerii în situații de urgență. Cel mai important este, în cazul unei evacuări de urgență, să nu mai pierdeți timpul. Nu mai stați după geacă, după geantă, după acte, după telefon. Nimic nu este mai important decât viața. Orice secundă în plus înseamnă o viață în minus de cele mai multe ori sau poate mai multe. În plus, atunci când este foc afară, când aeronava a fost incendiată, apare automat și fumul, iar fumul se va răspândi cu foarte mare viteză în toată cabina. Tocmai de aceea este foarte important ca în momentul în care vedeți fum și se cere evacuarea, să vă lăsați în jos pentru a putea respira mai bine, pentru că fumul se ridică în sus, și să urmăriți luminile de urgență care vă ghidează către cea mai apropiată ieșire. În cazul de ieri, singurele ieșiri care puteau fi folosite au fost cele din fața, din partea din fața aeronavei. Aici stau însoțitorii de zbor care în continuu repetă comenzile pe un ton mult mai ferm decât ceea ce vedem acum, pentru că este foarte important ca nimeni să nu piardă timp absolut prețios. Odată ajuns aici, la ieșirea de urgență, vedeți toboganul pe care ar trebui să ne aruncăm cu toții din nou, fără să mai pierdem timpul. Nu mai stați, nu vă mai uitați înapoi, nu vă mai gândiți la nimic. Pur și simplu, luați poziția de sărit cu mâinile pe piept și vă aruncați fără să vă mai gândiți și fără să vă uitați înapoi. Odată ajunși jos, nu s-a terminat povestea, pentru că trebuie să vă îndepărtați în continuare rapid de lângă aeronava care se află în flăcări și, în plus, trebuie să eliberați toboganul pentru a face loc și celorlalți pasageri. Așadar, ascultați în continuare, pentru că una dintre comenzile însoțitorilor de zbor este run away, fugiți cât mai departe de aeronava aflată în pericol. Iată de aceea este, de ce este foarte, foarte important întotdeauna să fim atenți în momentul în care ne sunt prezentate instrucțiunile de siguranță la bord și mai ales să fim atenți atunci când însoțitorii de zbor ne cer să facem anumite lucruri, pentru că ei știu mai bine ce este bine pentru viața pasagerilor lor. Atât deocamdată de aici. La revedere! Cosmin, mulțumesc! 10 de spitale în care oamenii își caută sănătatea n-au mai fost consolidate de autorități de ani de zile. Unele au fost ridicate înainte de 1900. Discutăm despre această situație periculoasă imediat. Cornel Dinicu și cei doi administratori de la ferma dacilor, unde a doua zi de Crăciun, într-un incendiu devastator, au murit 8 oameni, între ei și copii, urmează să afle în câteva momente dacă vor merge în arest, așa cum au cerut procurorii.
Anchetatorii susțin că șansele victimelor să se salveze au fost aproape inexistente, având în vedere că pensiunea fermadacilor avea mai multe probleme. În documentele de racordare la rețeaua electrică, de exemplu, locul figura drept o pompă de apă, iar puterea primită era insuficientă pentru susținerea consumatorilor unei pensiuni. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Domnule Dinicu, chiar nicio declarație despre ceea ce s-a întâmplat? Escortat de polițiști de la investigații criminale, la ieșirea din sediul poliției Prahova, unde a fost adus pentru audieri, Cornel Dinicu nu și-a ridicat ochii din pământ. Sub brațul stâng a ținut pantoful fiului lui de 11 ani, ars de viu în incendiul de la ferma dacilor, așa cum a făcut și la înmormântarea băiatului. În mâini avea o sacoșă din hârtie. Nu vă asumați chiar nicio răspundere pentru tragedie sau pentru ce a fost înainte? După tragedie, Dinicu a vorbit public despre cele întâmplate doar pe Facebook. Atunci când a fost audiat ca martor a doua zi după incendiu, s-a prelevat de dreptul la tăcere și a tăcut și când a fost pus sub învinuire. A dat o singură declarație în fața judecătorului de drepturi și libertăți, pus să decide asupra cererii procurorilor de arest preventiv. Dar s-a arătat revoltat de faptul că îi se cere socoteală pentru pierderile de vieți omenești și pe toată durata mărturiei nu s-a dezlipit de o gheată a copilului pe care l-a pierdut în incendiul devastator. Dinicu și colaboratorii săi sunt vizați de cel puțin 5 acuzații. Ferma dacilor a fost construită fără autorizație, spun anchetatorii. Apoi mansarda imobilului a fost realizată din material lemnos, ușor inflamabil, și nu avea căi de evacuare optime, motiv pentru care construcția era încadrată la gradul 5 de rezistență la foc, cel mai scăzut. De asemenea, pensiunea nu avea autorizație ISU. Centrala de alarmare la incendiu era nefuncțională și instalația electrică a imobilului era subdimensionată în raport cu nevoile. Adolescentul de 16 ani care a supraviețuit incendiului a depus o mărturie tulburătoare în fața instanței. La ora 4:50 de minute, fratele meu a mers la toaletă și mi-a spus că a simțit miros de fum în cameră. Fratele meu a deschis ușa, moment în care a intrat un fum puternic pe hol. Fratele meu a început să țipe foarte tare. Nu puteam respira deloc, era fumul foarte dens. M-am lăsat jos pentru a putea respira puțin. În momentele următoare, l-am auzit pe tatăl meu care țipa de neputință. I-am auzit pe Petru și Victor care țipeau de durere. I-am recunoscut deoarece erau voci de copii. În incendiul de la ferma dacilor, adolescentul și-a pierdut tatăl și doi frați. Doar el și mama lui au supraviețuit. Cornel Dinicu, prietenul meu, mi-a spus că a luat o mască de gaze ca să urce la etaj, însă nu a reușit să salveze pe cineva din cauza fumului. Am ajuns afară, nu puteam să respir, am văzut flăcări la acoperiș deasupra restaurantului. Consider că focul a plecat de la mansardă, respectiv din livingul unde era televizorul. Știam că televizorul se încingea destul de des. Familia băiatului este singura care nu și-a mormântat morții din incendiu. Până acum, ofițerii Serviciului de Investigații Criminale nu au reușit să identifice două dintre victimele ce au pierit în incendiul devastator de acum o săptămână. Este vorba despre cei doi frați. De altfel, la ultima cercetare la fața locului, criminaliștii au descoperit numai puțin de 85 de fragmente osoase, iar analiza lor ADN ar putea oferi răspunsurile mult așteptate. Între timp, la ferma dacilor, tatăl tinerei Anca Gavrilă, care a murit și ea în incendiu, a mers și a aprins lumânări. Ăsta e drumul pe care nu vreau să meargă niciodată fata mea. Aici mi-e dor de tine. Și așa va fi tot timpul. Un individ care a provocat un accident mortal de Crăciun pe un drum din Olt a reușit să fugă din țară pentru că analizele care dovedeau că a fost băut și drogat nu au fost gata la timp din cauza zilelor libere. Bărbatul a intrat cu mașina într-o ambulanță privată în care erau 5 pacienți care mergeau la dializă. Unul dintre ei, primarul unei comune, a murit. Suspectul este dat acum în urmărire internațională. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Ambulanța privată în care erau cele 5 victime se îndrepta spre spitalul din Slatina în ziua de Crăciun. Bărbatul de 32 de ani, căutat acum de autorități, a intrat pe contrasens și a izbit puternic salvarea. Primarul din Grădinari, Olt, a murit la scurt timp după ce a fost dus la spital. 4 persoane au fost rănite. Încă să mai cunosc urmele, aici dacă vă arăt, e de ziua, aici sunt în spital, când am ajuns în spital, aici era cam așa, el ca pe pantalon și aici la fel. Testarea făcută la fața locului a indicat că șoferul avea o alcoolemie de 0,72 și testul pentru droguri ieșise pozitiv, așa că individul a fost dus la spital pentru recoltarea probelor de sânge. În lipsa rezultatelor, nu a putut fi reținut.
În acest caz, prin probe sau indicii temeinice, ne referim la rezultatul necropsiei, care stabilește legătura de cauzalitate între deces și leziunile produse în urma evenimentului rutier și rezultatul probelor biologice, nu rezultatul aparatelor etilotest și drug test, întrucât acestea nu reprezintă probe în cadrul dosarului penal. Rezultatele au sosit abia două zile mai târziu, din cauza liberelor de sărbători, dar suspectul, neavând nicio restricție, a ieșit din țară, pe la Nădlac. În aceeași dată, 27.12.2023, s-a dispus efectuarea în continuare a urmării penale față de autorul accidentului rutier. S-au făcut mai multe verificări, nu a fost găsit. Cei răniți în accident și rudele primarului mort spun că din cauza acestor întârzieri, vinovatul nu va plăti pentru fapta sa. A zis că ne plătește în bani. 5 polițiști, dacă nu mă înșel, era unul mascat. I-a zis polițiștii ca să dea urină. Și ce nu urină, ce nu dau, zice. L-au ajutat indirect să scape și să fugă din țară. Cum? Nu i-au dat cele 24 de ore niciun fel de restricție de a părăsi țara. Omul a fost liber. Atunci ce i-a permis să fugă? Asta e România. Ne-a spus că a fugit. N-am prins, șoferul e plecat. Deci că a plecat în străinătate, nu știm de el. Individul este stabilit în Italia și venise de sărbători la rudele din Olt. Pe numele lui este emis acum mandat european de arestare pentru ucidere din culpă și vătămare corporală. Prima zi de lucru din acest an a început cu scene violente în trafic. Pe DN1, între Sibiu și Făgăraș, doi șoferi s-au luat la bătaie după ce s-au șicanat pe șosea. Incidentul a fost filmat de martorii aflați în mașina din spate, care s-au simțit și ei în pericol. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. În secvențe se vede cum două mașini trag pe dreapta și din ele coboară nervoși șoferii. Unul lovește direct cu piciorul, apoi cei doi își cară mai mulți pumni. Emi, nu te băga, nu te băga. Între timp, din mașini coboară și două femei, care încearcă să-i potolească pe turbulenți, dar și ele sunt lovite. Femeie, uite, o bate și pe femeia aia, doamne! Băi! Unul dintre bărbați pare serios lovit, pentru că își șterge cu o haină sângele de pe față. Martorii povestesc că totul a pornit când cei doi șoferi au vrut să depășească amândoi o coloană, formată în spatele unui tir. Au început să conducă în paralel, au dat geamă în jos, probabil că s-au înjurat, mă gândesc. Pe urmă, cel negru l-a pășit, i-a pus frână, s-au oprit în mijlocul șoselei, deci l-au pus și pe noi în pericol. Un alt incident a avut loc pe un drum național din județul Hunedoara. Un șofer, claxonat că a oprit pe șosea să discute cu o femeie, s-a gândit să se răzbune pe cei aflați în spate. A accelerat și frânat succesiv ca să-i enerveze. A frânat de două ori intenționat, se vede că nu are absolut nimic în față. După aia a mers mai în față, iar m-a așteptat, mi-a dat ceață, nu am cuvinte, nu pot să spun cum am simțit, dar nu mai pot să suport asemenea șoferi. Astfel de scene sunt, din păcate, tot mai des întâlnite pe drumurile din țară. Anul trecut, parcul auto al României a trecut pragul de 10 milioane de vehicule, anunță Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări. Avem cu peste 70% mai multe mașini decât în urmă cu 10 ani, în vreme ce rețeaua de drumuri are cam aceeași lungime. Legislația prevede sancționarea celor care sunt agresivi în trafic. Aceștia riscă până la 725 de lei amendă și suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile. Peste 8 milioane și jumătate de români au permis de conducere, iar în 2023, 60% dintre cei care au obținut carnetul auto aveau mai puțin de 30 de ani. De azi s-au deschis sediile de taxe locale pentru cei care au vrut să scape de datorii la începutul anului. În unele locuri au apărut și cozile, deși în multe orașe și localități, dările pot fi achitate online. Cei care plătesc până la 31 martie beneficiază de o reducere de 10%, o reducere care devine importantă, mai ales că anul acesta taxele s-au mărit cu 13,8%. În capitală, la una dintre direcțiile de taxe locale, peste 30 de persoane așteptau afară să le vină rândul. Foarte rău pentru noi, foarte greu. Cine a dat 13%, 13,8%, îi dăm la impozite. Au promis că nu scumpește nimic și au scumpit. Suntem foarte nervoși pe chestia asta. Și cu toate scumpirile și cu, și cu ce o să mai vină. Oamenii au fost nervoși și pentru că stăteau în frig. De cât timp așteptați la coadă? Mai mult de o oră jumătate. Am deja 87 de ani și am stat 2 ore jumătate aici. Pentru ce ați venit astăzi? Să plătesc un certificat de atestare fiscală, să plătesc impozitele. Se poate online, doar că pentru a accesa contul online trebuie să ajungi tot la ghișeu să-ți dea datele accesării contului.
Ca să evitați aglomerația, sunt mai multe metode prin care vă puteți achita dările locale simplu, cu cardul bancar. Online, pe site-ul ghiseul.ro, unde vă puteți face cont în câteva minute, dar și la aparatele speciale, instalate în interiorul sau exteriorul sediilor de taxe locale. Unele primării oferă posibilitatea plății direct prin aplicațiile online proprii, cum e cazul Iașului. Totuși, și acolo s-au făcut cozi la ghișee. Plata integrală a taxelor și impozitelor până pe data de 31 martie aduce cu sine o bonificație de 10% din impozitul datorat. Nu doar impozitele la casă, mașină și terenuri au crescut, ci și pentru locurile de parcare. În capitală, de la 1 ianuarie, taxele pentru parcarea de reședință au crescut în medie cu 13%, cea mai mare majorare fiind de 83 de lei pentru zona A, până la 683 de lei. Aceste taxe de parcare ajung să fie mai mari decât impozitul la casă. De exemplu, proprietarul unui apartament cu două camere din sectorul 6 are de plătit un impozit pe locuință de 216 lei, dar parcarea îl costă 569 de lei, adică de 3 ori mai mult. Alți 225 de lei îi are de achitat la impozitul pe mașină, așadar este dator primăriei cu 1010 lei, sumă care include reducerea de 10%. Pentru alt bucureștean, numai taxele pe mașini și parcarea îl costă dintr-un foc 859 de lei. Până pe 30 septembrie puteți plăti taxele locale fără să fiți penalizați. Trăim o iarnă cu vreme la extreme. Dimineața a început să ningă în unele zone ale țării, în special în nord, iar meteorologii au emis un cod galben de viscol la munte. Tot acolo, pe creste, există și risc crescut de avalanșă. Peste toate, în weekend de bobotează vom avea și 17 grade Celsius. În zona stațiunii Izvoare din Maramureș a nins ore întregi. Sub greutatea zăpezii, unii copaci s-au frânt. Unul s-a prăbușit peste o mașină care se afla în trafic. A lovit partea din spate a autoturismului, iar șoferul nu a fost rănit. În pasul Gutâi, dar și în pasul Prislop, șoferii au circulat în condiții de iarnă. Cum după prânz, ninsoarea s-a transformat în lapoviță. În orice moment carosabilul s-ar fi putut transforma într-un patinoar. Dumnezeu știe cât e drumuri am făcut, fără sare să faci ghețuri. E practicabil în condiții de iarnă, dar se merge. A nins foarte mult, neașteptat. Cam 20 de centimetri cel puțin. Și în județul Bistrița-Năsăud, în pasul Tihuța, a nins viscolit încă din zori. Șoferii au fost nevoiți să încetinească și să circule cu atenție sporită. Mai sus, la cota 1800, viscolește. Pe masivul Vlădeasa, troienele au ajuns și la 1,5 metri. De altfel, meteorologii au emis cod galben de vânt puternic și ninsori viscolite la 1700 de metri altitudine. Rafalele pot ajunge până la 100 de km pe oră pe creste. Iubitorii muntelui sunt sfătuiți să evite să urce pe munte. Centrul Meteorologic Transilvania Sud avertizează că e risc însemnat de gradul 3 pe o scară de la 1 la 5 de producere de avalanșe în munții Rodnei. Acumulări de zăpadă sunt și în munții Șureanu. Zăpada proaspătă o se depună pe un strat de zăpadă înghețată, iar orice zăpadă nou depusă în astfel de condiții nu are cum să adere cu zăpada existentă și o să plece la vale. În schimb, pentru bobotează, meteorologii anunță temperaturi extrem de ridicate pentru această perioadă. Mâine, poimâine și chiar și sâmbătă, temperaturi maxime de până la 17 grade. În toată țara, maxime de peste 10 grade și nici măcar diminețile nu mai aduc temperaturi negative. Asta înseamnă că avem temperaturi cu peste 15 grade mai ridicate decât în mod normal. Hidrologii au emis un cod portocaliu de risc de viituri pentru două râuri din Satu Mare și Maramureș. Un român care a încercat să fure cablurile din cupru de la o stație de transformare din Elveția a fost prins cu ajutorul unei drone de termoviziune și al unui câine. Individul a fost urmărit din aer până s-a ascuns într-un tofiș unde credea că scapă de agenți, dar câinele de urmă s-a năpustit asupra lui. Poliția din Elveția spune că este prima dată când un hoț este prins acolo cu o dronă și un câine, motiv pentru care a și făcut publice imaginile cu reținerea. Hoțul român are 29 de ani și a fost arestat. Aproape 250 dintre clădirile care aparțin spitalelor sunt în clasa 1 de risc seismic, iar unele au fost construite înainte de 1900. Mai mult, aproape jumătate din sediile unităților sanitare, aflate în subordinea Ministerului, nu au autorizații de la ISU, arată un raport al Curții de Conturi. Poate la fel de grav este că guvernanții au promis că în 3 ani vom avea 10 de spitale noi ridicate cu bani de la Uniunea Europeană, însă doar la unul au început lucrările.
Cele mai multe dintre clădirile Spitalului Colentina din capitală datează din 1930-1940. Un singur corp a fost consolidat. Patru pavilioane sunt încadrate în clasa de risc seismic 2, unul în clasa 3, iar pentru alte 5 încă nu s-a făcut expertiza. O analiză a administrației spitalelor din primăria capitalei arată că sunt 10 de clădiri vechi care până acum nu au fost expertizate și care pot reprezenta un adevărat pericol în caz de cutremur. Anul acesta sperăm să obținem finanțare prin bugetul local pentru a expertiza seismic 10 spitale. Ne dorim să reconsolidăm clădiri vechi, la Colentina de exemplu, dar să începem și construcții noi la Sfânta Maria, Sfântul Luca, Obregia. Situația este la fel în mai toate spitalele din țară. Un raport făcut de Curtea de Conturi care a analizat situația unităților sanitare cu paturi arată dezastrul din sănătate. Au fost verificate 3040 de clădiri care aparțin spitalelor din România. Secții, sedii administrative, magazii, iar concluzia este că 239 dintre ele sunt în risc de prăbușire. Avem 368 de spitale în rețeaua publică, 68 au clădiri construite înainte de 1900 și doar câteva au fost reconsolidate. Cele mai multe unități sanitare spitalicești de țin clădiri construite în perioada 1900-1970. Spitalul Colțea funcționează din 1704. Spitalul militar din capitală a fost finalizat în 1861, iar la Grigore Alexandrescu sunt îngrijiți copii încă din 1886. Aceste spitale au fost însă consolidate. În schimb, la Piatra Neamț, spitalul județean așteaptă de ani de zile îmbunătățiri. Unitatea sanitară este pe lista celor care ar trebui să primească bani prin Planul Național de Redresare și Reziliență pentru o construcție nouă. În noiembrie, din cele 27 de spitale finanțate prin PNRR, încă nu începuse nici proiectarea pentru 12. Depinde foarte mult de cei care organizează procedurile de achiziție publică. Au risc seismic, asta e situația, asta am moștenit-o, nu putem să le închidem. Dacă autoritățile nu le vor grăbi, România va pierde sute de milioane de euro, în loc să folosească banii pentru a ridica spitale noi. Cele 4 zile de vacanță pentru Revelion au fost câștigătoare și pentru turiști, dar și pentru cei care i-au primit în restaurante și hoteluri. Facem un bilanț al încasărilor imediat. Tone de mâncare ajung la gunoi după mesele de sărbători, îndeosebi cea gătită de restaurantă pentru petrecerile de Revelion. Deși ar putea fi dată celor nevoiași ori centrelor de îngrijire, legea care reglementează această situație nu este suficient de clară. Există însă și excepții, iar alimentele ajung acolo unde este mai mare nevoie de ele. Restaurantele fac eforturi să reducă risipa alimentară, dar nu pot salva toate preparatele rămase după Revelion. Le este mult mai ușor să doneze mâncarea nevândută restaurantelor cu livrare la domiciliu. De la bun început, alimentele sunt astfel gătite și porționate, încât să poată fi puse în caserole speciale pentru transport. Un astfel de lanț de restaurante donează încă de acum 2 ani alimente unei fundații umanitare. Procedura e foarte simplă. Noi închidem anumite locații de livrare undeva în jur orei 9 și jumătate seara și atunci undeva în jur orei 9 noi cam știm ce porții vor rămâne. Le trimitem celor de la fundație adresele de unde pot ridica și numărul de porții. Fundația ridică produsele și le duce acolo unde e mai multă nevoie de ele. Colaborează acum cu 15 restaurante din mai multe orașe. Ceea ce au de făcut este foarte simplu. Seara, la închiderea programului, mâncarea ce le-a rămas în oală, pregătită, să o pregătească în caserole, să o pună într-o pungă, să ne anunțe că au produse rămase, iar noi ne ocupăm de tot ce înseamnă partea logistică, adică preluăm mâncarea de la restaurante și o ducem către beneficiarii noștri. Multe localuri se tem să colaboreze cu astfel de organizații, pentru că normele de aplicare a legii risipei alimentare nu sunt clare. Nu sunt norme pentru așa ceva care să prevadă cum se face acest transfer. Nefiind ceva foarte clar, atunci lumea evită. Din păcate, România este pe locul 1 în topul risipei de alimente în Europa. Guvernul trebuie să facă mult mai mult din punct de vedere legislativ pentru tot lanțul, adică de la producător la distribuitor până la consumator și, bineînțeles, faptul că nu se explică suficient, că trebuie să ne schimbăm mentalitatea. Potrivit celor mai recente date Eurostat, aproximativ 2,5 milioane de tone de mâncare sunt aruncate în fiecare an în România. 10 de milioane de euro au lăsat românii în stațiunile de la munte și de la mare după 4 zile de vacanță și un revelion frenetic. S-au întors acasă mai bogați în amintiri și au făcut fericiți pe cei care au muncit pentru ei în aceste zile de sărbătoare.
Nota de plată nu mai contează dacă vacanța a fost reușită, spun turiștii care se gândesc deja la următoarea ieșire cu familia și prietenii. În euforia momentului, cei care au petrecut Revelionul în Poiana Brașov nu s-au mai gândit la costuri. Mai contează nota de plată? Niciun caz nu mai contează. Emily Burghelea era convinsă că oricât ar cheltui, banii se vor întoarce cumva tot la ea. Nu țin niciodată de bani, nu-i țin la salarii, nu economisesc, totul meu poate să confirme. Dar, mă rog, de partea asta poate să ocupă el. Eu sunt... În ziua plecării, unii și-au verificat totuși portofelul. Zâmbetul a rezistat. Pentru o familie, în 2000 de euro ajungi perfect. Da. Cât ați cheltuit zilele astea? Uai, mă dar imineasă să ies, spună că ardă la ei. În Poiana Brașov, gradul de ocupare a fost de 90%. Stațiunea a fost copleșită de numărul turiștilor. Astăzi este și ziua în care antreprenorii din turism numără încasările. Acest restaurant, cu specific tradițional, și-a bătut recordul la rezervări. Pe lângă clienții programați, alții au stat la coadă să prindă un loc înăuntru. Am avut în jur de vreo 2500-3000 de vizitatori pe zi și am angrenat undeva la 60 de persoane pentru a putea deservi acest număr mare de turiști. Cum și cele mai frumoase vise au în sfârșit, vacanța s-a încheiat cu lungi coloane de mașini pe Valea Prahovei. Plăcut la început și sfârșit cu Gustava. Iar răbdarea oamenilor a tot scăzut, ca și viteza de deplasare. Am zis să nu plecăm de dimineață la prânz, că atunci pleacă toată lumea. Pe litoral a fost mai liniște, dar și aici hotelierii se laudă cu cea mai profitabilă vacanță de iarnă din ultimii 13 ani. În această perioadă au fost deschise peste 20 de hoteluri, estimăm peste 40.000 de nopți vândute. Pentru o singură zi de cazare în sistem all-inclusiv, hotelierii au încasat aproximativ 200 de euro de persoană. Calculele arată că veniturile aduse de vacanța de Revelion pe litoral depășesc 7,5 milioane de euro. Care a fost cheltuiala pentru această sărbătoare? Păi soțul știe de 2500, dar soția mai mult, un buget mult mai mare, deci am venit cu aproape 2000 de euro. Peste 40.000 de turiști au petrecut Revelionul la mare. Dar vacanța de iarnă nu s-a încheiat. Ana Maria Barbu ne spune ce urmează la munte. Bună seara, Ana! Bună seara, Oana, bun găsit tuturor! Într-adevăr, copiii se vor întoarce la școală abia pe 8 ianuarie, așa că mai au suficient timp să exerseze schiul, iar mulți dintre ei au rămas în stațiunile de pe Valea Prahovei și în Poiana Brașov împreună cu părinții. Trebuie să vă spun că prețurile nu scad în această perioadă, pentru că suntem în plin sezon și cum zăpada este puțină, iar nisorile întârzie să apară, totuși familiile au o mulțime de activități de făcut aici, drumeții, relaxare la piscină, lecții de călărie, patinoar sau cinema, ultimele două gratuite în centrul Brașovului și târgul de Crăciun mai este deschis până duminică. Spre deosebire de alți ani, Crăciunul perit vechi nu a adus chiar atât de multe rezervări, însă o mulțime de români care poartă numele de Ion sau Ioana își vor sărbători onomastica în acest weekend la munte. Acestea au fost informațiile. Oana? Ana, mulțumesc! O furtună cu vânt de peste 150 de km pe oră a perturbat transporturile și a provocat inundații în Regatul Unit, dar și în Franța și Germania. În același timp, frigul extrem s-a instalat peste țările nordice. În Suedia, termometrele au indicat 41,6 grade Celsius sub zero. Furtuna botezată Hank este a opta care a măturat Regatul Unit în ultimele trei luni. Vântul a bătut cu peste 150 de km pe oră și a plouat din nou peste măsură. Transporturile au fost serios perturbate. Un șofer a murit după ce un copac a fost doborât peste mașina lui și au fost emise aproape 300 de alerte de inundații. Exasperați de mulțimea de apeluri primite de la cei care au intrat cu mașinile pe porțiuni de șosele inundate, pompierii din Essex au transmis pe Twitter: nu suntem recuperatori de mașini, nu recuperăm vehicule. Sunați la 999 doar în caz de urgențe, care vă pun viața în pericol. De asemenea, mii de gospodării au rămas fără curent electric. Ploi torențiale și persistente aduc necazuri și locuitorilor din departamentul Pas-de-Calais, din nordul Franței, pentru care a fost emis cod roșu de vreme rea. La vous avez peur? Oh, bah, de toute façon, ça va être noyé, hein? Verdict, madame.
Deja astă toamnă au fost inundații severe la Pas-de-Calais. În noiembrie a plouat acolo în doar câteva zile, cât plouă de obicei în câteva luni. Efectele furtunii Hank se resimt și în Germania. Din cauza ploilor, situația riscă să se agraveze în zone ale țării deja afectate de inundații, mai ales în landurile Saxonia Inferioară și Bremen. Tatsächlich haben wir in den letzten Tagen hier umfangreiche Sicherungsmaßnahmen vorgenommen. Wir haben eine Sandsackreserve aufgebaut von mehreren 10.000 Sandsäcken, um auch bei Akutlagen hier schnell reagieren und eingreifen zu können. În acest timp, nordul Suediei a fost cuprins de un ger pe drept cuvânt de crapă pietrele. Ieri, termometrele au înregistrat minima record a sezonului, 41,6 grade Celsius sub zero. Som idag skulle jag egentligen ha varit med skoter upp på fjället, det är vart vi har renarna, men när det blir så här kallt, 41-42 grader, då vill jag inte starta skoten och det är inte roligt att vara ute och köra i den kylan heller. Så. 39 i natt var upp på morgonsidan, så att man ska upp och pinka, man höll på att ramla åt bak då man såg hur jäkla kallt det var. Det är ju... Nu har man ju sett kyla och upplevt det tidigare, men det är ju sällan det är så. Nej, det är ju det man märker på motorer och olja och allting, vet du. Det blir så segt så att det knappt det går runt. În Japonia continuă operațiunile de salvare după seismul de 7,6 pe Richter care a lovit peninsula Noto chiar în prima zi anului. 64 de oameni au pierit în cutremur și alte 10 sunt prinși sub dărâmături. Premierul Japoniei spune că echipajele de intervenție încearcă să-i găsească. Intervențiile se desfășoară greoi din cauza drumurilor blocate. Imagini din satelit arată cartiere întregi șterse de pe fața pământului. Într-un oraș din prefectura Ishikawa, aproape 90% din clădiri au fost distruse. Pe de altă parte, autoritățile depun eforturi pentru a duce ajutoare celor peste 57.000 de oameni evacuați din zonele afectate. Pe lângă atentatele din Iran, uciderea unui înalt oficial al Hamas cu o lovitură de dron la periferia Beirutului, în Liban, riscă să arunce în aer situația deja fragilă în Orientul Mijlociu. Israelul a fost acuzat că l-a eliminat pe liderul Hamas în fieful puternicei grupări integriste Hezbollah din Liban. Și există temeri că astfel Hezbollah s-ar putea angaja într-un război la scară mare cu forțele israeliene. Saleh al-Aruri, adjunct al șefului politic Hamas, doi comandanți ai aripii armate a Hamas și încă trei persoane, probabil tot membrii Hamas, au murit în explozia de aseară, într-un birou al organizației integriste, la periferia capitalei libaneze. Israelul nu a revendicat această lovitură, însă rar revendică astfel de operațiuni. Al-Aruri era de multă vreme pe lista celor mai căutați capi ai Hamas și uciderea lui marchează eliminarea responsabilului Hamas cu rangul cel mai înalt de la începutul războiului din Gaza. Has put the region on edge with everybody fearing that the current war in Gaza could spill over and engulf the wider Middle East. Israel has said multiple times that it wants to target Hamas leaders not only in the Gaza Strip, where many of them are believed to be hiding deep underground in Hamas's extensive tunnel network, but also wherever in the Middle East they may be. And they're not only in Lebanon, there are also Hamas political leaders in Qatar and in Turkey. De data aceasta, presupusa dronă israeliană a lovit pe teritoriul Libanului, în acea parte a Beirutului controlată de Hezbollah. Opening a new front in Lebanon is incredibly concerning, and the main reason for that is Hezbollah, the powerful Iran-backed militant group that operates out of southern Lebanon and is believed to have an arsenal of at least 150,000 rockets, many of them long range. Rămâne de văzut cum va răspunde gruparea integristă susținută de Iran, care până acum a evitat un război la scară mare cu Israelul. Tzal nimtza bemuchanut gvoa meod. בכל הזירות, בהגנה ובהתקפה, אנחנו במוכנות גבוהה לכל תרחיש. Forța ONU de menținere a păcii în Liban și-a transmis profundă îngrijorare în privința unei posibile escaladări a violențelor și a îndemnat toate părțile să dea dovadă de reținere. Un conflict extins ar avea consecințe devastatoare, atât pentru Israel cât și pentru Liban, a avertizat un purtător de cuvânt. Rectorul prestigioasei Universități Harvard și-a prezentat demisia. Claudine Gay a renunțat la post după ce a fost acuzată că a plagiat și că a tolerat incidente antisemite în campus. În scrisoarea de demisie a declarat, cităm, este înfricoșător să fiu ținta atacurilor personale și amenințărilor legate de rasism. Demisia vine la o lună după audiere tensionată în Congresul American, care a dus și la demisia președintei Universității Pennsylvania. Întrebată, de exemplu, dacă incitările la genocid contra evreilor încalcă regulile Harvard, Claudine Gay a răspuns că depinde de context. În vârstă de 53 de ani, Gay, profesoară de științe politice, a fost prima președintă de culoare a Universității Harvard.
Pentru un pasionat de vehicule militare, norocul era ascuns într-un tank sub forma unor lingouri din aur. Povestea unei comori după o scurtă pauză. Surpriză de proporții pentru un britanic. Bărbatul a cumpărat un tank blindat cu aur. Omul a găsit în vehicul lingouri în valoare de 2 milioane de lire sterline. Dar, contrar așteptărilor, nu s-a îmbogățit peste noapte. A sunat la poliție și a anunțat descoperirea, iar recompensa se lasă așteptată. Acesta e tancul Comoară, un model sovietic fabricat în China și folosit cu precădere în Orientul Mijlociu. Un britanic l-a găsit la vânzare pe internet și pentru că e pasionat de vehicule militare, l-a cumpărat. Știa că blindatul are o istorie tumultoasă. In 1990, this was an Iraqi army vehicle, and it's thought this tank was used during the invasion of Kuwait under Saddam Hussein. Now, during that time, Iraqi forces were not only occupying the country, they were also looking for expensive souvenirs. Britanicul plănuia să-l restaureze și a început să-l demonteze împreună cu mecanicul său. În rezervorul de combustibil, cei doi au dat peste o surpriză de proporții. I just managed to pry it up enough to see a hole cut in the bottom of it. And that raised alarm bells with me. I assumed that the tank would probably have some guns stashed away inside, kind of typical loot from a battlefield. So I carefully put my hand up into the hole and gingerly felt around and thought, this isn't a gun. Is that what I think it is? Erau 5 lingouri din aur, care cântăreau între 5 și 8 kilograme fiecare. The most shocking aspect of this find was that with most of these tanks, all the goodies have been found by their current owners many years ago. După ce a cântărit și a filmat aurul, englezul a sunat la poliție. Agenții au luat lingourile pentru investigații, iar bărbatului i-au dat o chitanță, care e păstrată acum într-un safe din Londra. I've had lots of abuse about that. Lots of abuse from all over the world. Are you mad? No, I'm not mad. People texting, Nick's found gold. It was going everywhere. And I was thinking, you know, maybe if I'd been all on my own, it would have been a different story.